Brașov este un municipiu din România format din localitățile componente Brașov și Poiana Brașov. Are o populație de 253.200 locuitori. Se află în centrul României, la 161 de kilometri de București, în depresiunea Brașovului. Este situat la o altitudine medie de 625 de metri, în curbura internă a Carpaților. Brașovul este vizitat anual de 550.000 de turiști. Locația centrală în cadrul țării de care se bucură municipiul Brașov fac din acesta un important punct de plecare spre alte obiective pentru turiștii din țară și străinătate. Municipiul Brașov dispune de o mulțime de hoteluri și pensiuni de diferite categorii în 5.000 de locuri de cazare. Animalele sălbatice sunt rare, trăind retrase în pădurile din împrejurim. Turiștii care se aventurează în acestea sunt avertizați că pot întâlni urși, lup sau vulpi. Muntele Tâmpa este declarat rezervație naturală care protejează câteva specii de plante rare și endemice. Brașov este singurul oraș din lume care include în teritoriul său administrativ o rezervație naturală, Muntele Tâmpa și un vârf muntos, vârful Postăvaru. Cea mai bună vedere asupra orașului se poate obține din vârful Muntelui Tâmpa cu altitudine de 960 de metri, unde se poate ajunge cu telecabina sau pe jos. Arhitectura brașoveană este specifică, fiecare casă avându-și pitorescul ei. Ridicarea construcțiilor s-a făcut de-a lungul timpului, conform unor principii urbanistice bine stabilite, impuse de condițiile geografice ale Brașovului. Astfel, casele din cetate se sprijină una pe alta, pe când cele din cartierele exterioare sunt mai răsfirate. Stilurile arhitecturale variază de la preromantic, romanic, gotic, clasic, renascentist la baroc, rococo vienez, neorenascentist, neobaroc, art nouveau, brâncovenesc și modern. Autoritățile au demarat un amplu proces de renovare a vechilor monumente și de transformare a acestora în puncte muzeale, în mare parte finalizat. La 21 aprilie 1689 un mare incendiu pustiește cetatea. Puține clădiri rămân neatinse. În urma acestei calamități, autoritățile brașovene decid interzicerea construcției caselor din lemn.
Refacerea orașului a durat mai bine de un secol, timp în care și-a schimbat aspectul arhitectonic al fațadelor. În 1968 are loc prima ediție a Festivalului Internațional Cerbul de Aur. Cerbul de Aur este un festival brașovean de tradiție care adună pe scena sa tinere talente și valori internaționale. Festivalul a fost organizat la dorința expresă a guvernului român, ce voia să demonstreze vestului că România este o țară deschisă. 4 ani mai târziu, Ceaușescu a desființat festivalul. Până în prezent au avut loc 17 ediții, festivalul fiind întrerupt și reluat de mai multe ori de-a lungul anilor. Pe scena Cerbului au urcat numeroase celebrități, atât ca și concurenți, Julio Iglesias, 1970, Enrique Iglesias, Cristina Aguilera, 1997, cât și pentru a susține concerte, Charles Aznavour, Cliff Richard, Dalida, Josefine Baker, Rita Pavone, Patricia Kaas, Kenny Rogers, Boy George, Ray Charles, Kylie Minogue, Diana Ross, Vaya con Dios, Toto Cutugno, Jerry Lee Lewis, P.N.K., Kelly Family, Ricky Martin. În Brașov, vara durează aproximativ 50 de zile, iar iarna durează circa 90 de zile. Clima are un specific temperat continental, adică mai umedă și răcoroasă în zonele de munte, cu precipitații relativ reduse și temperaturi ușor scăzute în depresiune. Temperatura obișnuită de vară se situează între 22 și 27 de grade Celsius, iar cea de iarnă între 18 și minus 2 grade Celsius. În această stațiune pot fi practicate aproape toate sporturile de iarnă. Stratul de zăpadă prielnic pentru schiat durează aproximativ 71 de zile la Brașov. Umiditatea aerului are valori medii anuale de 75%. Până spre secolul al XIII-lea al erei noastre, niciun document nu pomenește de Brașov.
Totuși, se remarcă o continuă locuire, mai ales în zona Șchei sau Brașovechii. Inițial, Brașovul era format din cetatea Brașovului și cele trei suburbii din afara zidurilor cetății. Șchei, locuit de români. Brașovechi, locuit în majoritate de țărani sași. Și Blumăna, locuit în majoritate de maghiari. Conform studiului lui Dragoș Moldovanu, numele orașului Brașov vine de la numele râului local Bârsa, denumire care desemna piesa de lemn ce lega, în plugurile de odinioară, cormana și plazul. Preluată și transformată mai târziu de slavii în Barov, a evoluat în final în Brașov. Tradiția și cronicile calendarelor brașovene consideră 1203 anul în care s-a început zidirea Brașovului. Totuși, documentele și izvoarele sigure nu confirmă această dată. În 1211, printr-o diplomă a regelui maghiar Andrei al II-lea al Ungariei, cavalerii teutonii sunt așezați în țara Bârsei. Se pare că au întărit cetatea Brasovia de pe tâmpa. Cavalerii teutonii construiesc cel mai vechi edificiu din oraș, Biserica Sfântul Bartolomeu, o biserică construită în secolul al XIII-lea. În 1228 se întemeiază la Brașov o mănăstire de surori ale Ordinului Călugăresc al Premonstratenților, aflată lângă Biserica Neagră de mai târziu, având ca patroană pe Sfânta Catarina. În 1241 are loc o invazie tătară, prilej cu care este cucerită cetatea Șpreni, ale cărei începuturi nu se cunosc. După retragerea tătarilor se construiește la poartă un turn hexagonal pentru apărare. Cetatea a fost distrusă două secole mai târziu, de către invadatorii turci.
În 1323 se întemeiază mănăstirea dominicană în Braso, iar în 1364 Brașovul primește privilegiul pentru târg anual, urmat de privilegiul de etapă și depozit din 1369. În 1395 Mircea cel Bătrân și Sigismund de Luxemburg semnează un tratat de alianță împotriva puterii otomane. 2 ani mai târziu, regele Ungariei eliberează un act care dă dreptul Brașovului de a-și construi fortificații de piatră, urmărind îndeaproape ridicarea acestora. În urma invaziei turcilor între 1421 și 1438, aceștia dobândesc prin tratat cetatea de pe Tâmpa. Blănarii brașoveni își alcătuiesc primul statut dintre Bresle în 1424. În 1798 la Brașov existau 1227 meșteri organizați în 43 de Bresle. Cele mai cunoscute bresle erau cele de fierari, blănari, postăvari, funari, curelari, cizmari, cuțitari, cojocari, măcelari, aurari, cositorari, arămari, franzelari, olari, lăcătuși, țesători, armurieri, arcari, pălărieri, lânari, argintari. În 1448 Ioan de Hunedoara răscumpără și dă ordin de distrugere a cetății Brasovia de pe șaua Tâmpei, piatra și materialele de construcție ale acesteia fiind folosite la întărirea cetății medievale a Brașovului din Vale, cu 8 bastioane dispuse din 100 în 100 de metri, 5 porți fortificate și 32 turnuri de apărare. Cetatea avea 2 sau chiar 3 rânduri de ziduri și era înconjurată de un șanț de apărare plin cu apă. În 1477 este terminată Biserica Neagră. Din cauza lipsei fondurilor, cel de-al doilea turn al bisericii nu va mai fi construit niciodată. În 1524 se construiește în lemn cetățuia, o puternică fortăreață pe dealul cetății. Curând va fi cucerită și distrusă din ordinul lui Petru Rareș, acesta punând bazele actualei clădiri din piatră. Încendiată în 1618, avea să fie refăcută în 1625, adăugându-i se o fântână de 81 de metri adâncime în 1627 și 4 bastioane la colțuri în 1630. A servit ulterior drept garnizoană pentru armatele habsburgice și închisoare în perioada anilor 1940-1950. La 4 octombrie 1599, Mihai Viteazul intră în Brașov unde își unește oastea cu trupele secuilor răsculați. În ziua următoare voievodul primește cheia orașului. După cucerirea Transilvaniei, va ține prima dietă în Casa Sfatului.
Mulțumesc pentru vizionare! Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și subscribe!